Pentru a obține recolte maxime și a avea roșii sănătoase, trebuie să faci copilirea plantelor corect. Plantele tale nu trebuie să arate așa. Ele trebuie să fie bine aerisite și trebuie să ajuți planta să folosească nutrienții în direcția corectă, adică în fructe. Sunt foarte multe strategii diferite de copilire și acestea pot părea destul de confuze. Așa că în acest video o să discutăm despre acest subiect în detaliu, adică despre copilirea tomatelor. Să înțelegem acest proces și dacă ar trebui să o faceți. Și dacă da, cum să o faceți. Începem imediat! Salutare dragi prieteni, eu sunt Mario și pe acest canal împărtășim cele mai bune sfaturi și informații pentru a cultiva ușor și productiv. Astăzi o să discutăm despre îngrijirea și copilirea roșilor tale, pentru a obține rezultate extraordinare. În acest video o să discutăm mai mult despre procesul în sine, ca să înțelegeți cât mai bine acest proces, toate tipurile de tomate care există și adaptarea acestui proces de copilire pentru fiecare dintre ele. Chiar și modul în care alegi să îți crești tomatele influențează strategia aleasă pentru copilire. Există foarte multe dezbateri în lumea grădinăritului și a horticulturii despre care este cea mai bună metodă, dar nu există o singură cea mai bună strategie pentru toate varietățile de tomate. De aceea doresc ca în acest video să abordăm acest subiect puțin diferit și fiecare dintre noi să înțelegem procesul și apoi să luăm singur cea mai bună decizie pentru fiecare. Așa că să nu mai pierdem timpul și să începem. Și era să uit. La sfârșitul acestui clip o să-ți arăt ceva ce ar trebui să faci la sfârșitul sezonului, care are tot legătură cu copilirea. Așa că merită să rămâi până atunci. Ca de obicei încercăm să ne încadrăm în cele 2 minute, deși astăzi nu cred că o să reușim, dar pornim cronometrul și începem. În primul rând, de ce ar trebui să copilești roșiile? Care este scopul? Care sunt beneficiile pe care le obții? Ei bine, nu este absolut necesar să o faci, dar cred că eu și majoritatea grădinarilor sau legumicultorilor care au chiar și puțină experiență în creșterea tomatelor îți vor spune că ar trebui să o faci. Motivul pentru care ar trebui să o faci sunt mai mulți factori de fapt. Să luăm ca exemplu frunzele, da? Frunzele plantei sunt practic fabrici de energie. Dacă ai o plantă frumoasă, mare, ca o tufă foarte, foarte mare, ce se întâmplă cu frunzele din interior? Frunzele din interior sunt pur și simplu umbrite și nu prea mai fac mare lucru pentru plantă. Puteți să vă gândiți la ele cum am avea într-o fabrică sau într-o companie foarte mare un muncitor neproductiv. Ce se întâmplă cu muncitorii neproductivi? Sunt trimiși acasă, nu? Așa că ce ar trebui să facem și noi? E bine, să trimitem acasă aceste frunze care nu sunt folositoare pentru plantă. Acest lucru va îmbunătăți și circulația aerului pentru planta de tomate. Tomatele sunt foarte predispuse la o grămadă de boli diferite, cum ar fi alternaria sau septorioza și așa mai departe. Toate aceste lucruri îți pot afecta drastic plantele. Aceste boli iubesc condițiile de umezeală, locurile unde nu avem o circulație bună a aerului. Deci, prin copilire, reducem aceste probleme. Un alt avantaj prin copilirea ramurilor din partea de jos a plantei, prin acest lucru favorizezi creșterea plantei în înălțime și ții la distanță bolile din sol de plantă. Ok, sper că am fost suficient de clar până acum. Dacă aveți voi alte întrebări sau nelămuriri sau chiar sugestii, le aștept jos în secțiunea de comentarii. Acum haideți să discutăm despre tomate determinate și tomate nedeterminate. Trebuie să ne adaptăm în funcție de ce categorie de tomate cultivăm. Principalele două categorii în care împărțim tomatele sunt tomate determinate și nedeterminate. Deja din numele acestor categorii ne dăm seama de câteva caracteristici pe care le au fiecare dintre aceste tipuri. Tomatele determinate sunt denumite astfel deoarece înălțimea lor și ciclul de viață este determinat. Ele ajung până la 1 metru, 1 metru jumătate și ultimul mugure din partea de sud este un mugure de rod, cu flori. De aici încolo nu mai au potențial de creștere. Avantajul lor însă este că se dezvoltă într-un timp bine definit pe parcursul sezonului, iar fructele de cele mai multe ori se coc aproape sau exact în același timp. Așadar, dacă aveți un sezon scurt de creștere în funcție de condiții și zona în care vă aflați și doriți o anumită cantitate de fructe să fie gata de recoltat în același timp, tomatele determinate sunt o idee foarte, foarte bună. De asemenea, sunt mult mai compacte, așa că dacă aveți spațiu redus, sunt o idee excelentă. Copilirea tomatelor determinate este diferită de tomatele nedeterminate. Tomatele nedeterminate, așa cum ne spune și numele, la acestea mugurile final nu există. Ele continuă să crească până când condițiile meteo nu le mai permite. Dacă aveți un solar sau sunteți într-un climat cu temperaturi mai ridicate, chiar și toamna târziu, cum este de exemplu chiar și la mine în zonă, cum sunt în multe zone din România. Și dacă aveți și bineînțeles spațiu, nedeterminatele sunt cea mai bună soluție. Când spun climat ca al meu, mă refer aici la zona Timișoara, Lugoj. Personal cresc roșii nedeterminate în solarul din grădina mea până toamna târziu. În funcție, bineînțeles, și de cum sunt temperaturile, poți ajunge să mănânci roșii proaspete din grădină. Pe lângă aceste două categorii, mai avem tot felul de varietăți diferite de tomate, cum sunt tomatele pitice nedeterminate, care sunt ameliorate astfel încât să aibă o creștere compactă, dar tehnic ele sunt nedeterminate. Pentru ele puteți să folosiți strategia de copilire pentru tomatele determinate, pe care o voi prezenta imediat. Pentru copilire este bine să cunoști bazele anatomiei plantelor de tomate. În primul rând avem tulpina principală. O numim tulpină principală pentru a o putea diferenția de celelalte. O să înțelegeți imediat. Acum, această ramură este o ramură simplă, pe care avem doar frunze. Aceasta are rolul de a capta lumina solară. Produce energie pentru a o trimite în plantă. Următoarea ramură este un mugure de rod, cu flori. Acesta produce fructele noastre, roșiile propriu-zise. O să observați că tulpina principală continuă să crească în sus. Dar ce este asta? Această ramură dintre cele două despre care am discutat, despre tulpina principală și cea care captează energia. Aceasta crește la aproximativ un unghi de 45 de grade între tulpina principală și ramura care produce energie. Pe ea au început să mai crească alte ramuri tinere și chiar un început de mugure de rod. Acești copili, cum sunt denumiți, apar atât la tomatele determinate cât și la tomatele nedeterminate. Strategia de copilire se schimbă, dar acești copili, aceste ramuri, sunt cele pe care trebuie să le urmărim când vine vorba de copilit roșiile, deoarece aceștia sunt cei care încurcă sau îmbunătățesc creșterea plantelor tale. Îți poți da seama că acesta este un copil, deoarece dacă urmărim tulpina principală, o să vedem mai sus alți muguri pentru frunze și alți muguri pentru flori. În acest mod ne dăm seama că este în plus această ramură. Trebuie să fim foarte atenți când tăiem acești copili. Trebuie să avem confirmarea 100% că pe tulpina principală mai sus avem alți muguri. Trebuie să nu confundăm copilii cu tulpina principală, deoarece dacă o vom tăia o să oprim complet creșterea plantei. Copilirea tomatelor determinate. Localizați primul mugure floral, acesta poate nu este încă deschis, așa că aveți grijă să-l identificați corect. Tot ce trebuie să faceți acum este să îndepărtați toți copilii care se află mai jos de el și gata. Nu mai trebuie să faceți nimic altceva. Dacă cumva aveți ramuri sau frunze în partea de jos care ating solul, puteți să le îndepărtați și pe acestea. Puteți vedea un copil chiar aici. Dacă este tânăr ca acesta, puteți pur și simplu să-l smulgeți, nu este nicio problemă. Puteți să folosiți și o foarfecă de tăiat, dar dacă este foarte tânăr, poate fi smuls foarte ușor și cu mâna. În acest mod, planta va fi mai puțin afectată. Dacă este mai mare, puteți folosi o foarfecă. După cum v-am spus, puteți îndepărta și ramurile care ating solul, mai ales dacă observați că acestea sunt deja bolnave, pentru a evita ca boala să se transmită în toată planta. Aici aveți un exemplu de copil care se află exact sub primul mugure floral. Este mai gros, așa că puteți folosi o foarfecă și îl tăiați pur și simplu. Cam asta este copilirea pentru tomatele determinate, nu vă recomand să tăiați nimic din ce se află deasupra de primul mugure floral. Dacă faceți asta, pur și simplu tăiați fructele de pe plantă și nu vreți să faceți asta. Doar curățați puțin partea de jos pentru a ajuta planta să se dezvolte. La tomatele determinate este puțin mai simplu. Copilirea tomatelor nedeterminate. Când vine vorba de copilirea tomatelor nedeterminate, avem mult mai multe opțiuni, deoarece tu decizi cum îți crești plantele. Dacă dorești, poți să lași planta să se întindă peste tot pe sol și pur și simplu să o lași să crească. Sigur că în acest mod vei avea mai multe probleme cu bolile și o să ai nevoie de foarte mult spațiu în orizontală, așa că nu îți recomand asta. Dar este un lucru pe care l-ai putea face. Acum, primul lucru pe care trebuie să-l facem este o curățare de bază. Înainte de a discuta lucrurile mai detaliate, pur și simplu îndepărtăm aceste ramuri din partea de jos, care nu prea ajută planta oricum. Ramurile care stau pe sol sau sunt foarte aproape de sol sunt predispuse la boli, așa că le puteți îndepărta. La nedeterminate, fiecare copil are abilitatea de a deveni exact o plantă nouă, exact ca planta inițială. Poate produce din nou toate lucrurile de pe plantă, ramuri, frunze, flori și fructe. Este un fel de hidră. Tai un cap și apar două în loc. Cam așa funcționează lucrurile la tomatele nedeterminate. Avem tulpina principală și orice alt copil pe care îl lăsăm să crească va fi o altă tulpină principală sau secundară mai degrabă. Așadar, vom avea un al doilea lider. Puteți lăsa chiar 3-4 lideri, maxim. Nu vă recomand să lăsați mai mult de 4 pentru că nu are niciun rost. Ce vă recomand să faceți este să identificați tulpina principală, după care să identificați care sunt ceilalți copili. Apropo, când tăiați acești copili, puteți să-i salvați deoarece pot fi replantați și puteți obține plante noi din ei. De exemplu, aici o să îndepărtăm acest copil din partea de jos, deoarece chiar nu avem nevoie de el. Avem încă un copil mare aici, pe care avem opțiunea să-l lăsăm ca un nou lider sau să-l îndepărtăm. Avem încă unul foarte jos aici, pe care îl vom îndepărta pentru că nu este necesar și este mult prea aproape de sol. Aceasta este o ramură pentru energie, aceasta la fel. Pe acestea o să le lăsăm în pace, mai avem încă un aici și aici. În principiu, dacă au acces la lumina solară, este bine să le lăsați în pace. Mai avem încă unul care este foarte aproape de sol, așa că o să-l tăiem. După cum puteți vedea, începe deja să se curețe, arată destul de bine. Aveți grijă doar la tulpina principală să o identificați în permanență. Eu vă recomand să aveți cam 2 lideri, 2 tulpini principale care să crească cumva paralel. Așa că vom lăsa doar tulpina principală și un copil. Vom încerca să lăsăm copilul care este cel mai dezvoltat dintre ei. Această plantă din video este deja foarte mare. În mod normal este bine să îi îndepărtați mai repede. Așa că nu așteptați atât de mult ca aici. În acest moment avem 2 plus 1 lideri. Mai avem încă un copil pe tulpina principală și o să rămână așa pentru că este suficient de aerisită. Țineți minte, nu întârziați foarte mult, deoarece un copil poate produce alți copili la rândul lui și o să fie prea târziu. Nu o să mai știi ce să îndepărtezi și ce să nu îndepărtezi. Acum, dacă tot am îndepărtat atât de mulți copili, o să vă arăt cum puteți să înmulțiți tomatele voastre. Dacă sunteți într-un climat mai cald sau aveți un prieten care are nevoie de câteva plante de tomate, puteți să obțineți plante noi din acești copili. Îndepărtați doar frunzele din partea de jos, îngropați-l în pământ și o să obțineți o plantă nouă gratuit. Tulpinile de tomate au abilitatea de a produce rădăcini, așa că atunci când o îngropați în pământ, aceasta va dezvolta rădăcini și va continua să crească ca o plantă nouă. Un alt lucru foarte important după copilirea tomatelor, când acestea încep să se dezvolte și cresc în înălțime, este să le oferiți un tip de suport. Am făcut un video despre acest subiect, dacă sunteți interesați puteți da click aici sus în colț sau o să găsiți linkul jos în descriere. Sper că ați înțeles ce înseamnă acest proces de copilire a tomatelor, a fost un video destul de lung, dar cred că a meritat. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like și un share prietenilor tăi și bineînțeles abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să fii notificat când postez clipul următor. Pace!